Săptămâna aceasta am asistat la întrerupere masive de curent electric în toată țara în urma bombardamentului Rusiei asupra sistemului energetic ucrainean. Despre criza energetică din Republica Moldova, dar și situația din țară, discutăm în această săptămână cu cetățenii din Criuleni. Speție la dumneavoastră, la Criuleni, aici. Discutăm despre situația din țară. Nu știu dumneavoastră despre ce discutați până acum, dar vreau să vă întreb dacă... Da, cum e viața în Republica Moldova? E grea, foarte grea. Cum o face mai bun? Da, eu nu știu. Nu... Îmi face cumva, poate o dată, dacă nu știu. Dar o face mai bun noi cetățenii, cei care sunt la putere, cum o... Cei care sunt la putere să o facă mai bună, dar dacă noi și putem face, noi nu putem noi face... Noi nu suntem politici. Da, sunt oameni politici. Nu, noi nu suntem politici. Sunt politici care primesc bani pentru că fac politică. Eu așa gândesc. Dar trebuie să facă politică, să fie, dar nu bardac. E bardac în țară? Da, și nu e bardac. Vă întreb... Da. Cum facem regulă? În primul rând trebuie de dat jos corupția. Cum o dăm? Cum scăpăm de corupție? Un automat și drept înainte. Nu instigăm la ură și la violie? Nu grăie nimunică, este nu scoate. Nu-i chip altfel. Uite, șerge lumea în stradă, îngheață, și carul cum a rămas. Eu s-o cot așa, că la noi în țară, dacă țineți minte, era o basme, racu, știuca și cu leba de acolo, tărei tot, toate părțile, dacă arul până în ziua de azi acolo, unde a fost. De ce nu găsesc limbă comună și cei din opoziție, și cei de la putere, și partidele care nu sunt la putere, dar ar putea veni cu soluții bune? De ce nu găsesc limbă comună pentru binele cetățeanului, atât acestui cetățean care locuiește în Criuleni, cât și a tuturor cetățenilor din această țară? Eu v-am mai spus și tot cu basma asta. Lebă de aracu, știu că dacă la noi în țară așa-i. Ani la rând vorbim despre lupta cu corupția. De la ce ar trebui de pornit primii pași? Primii pași? Eu s-o cot așa, că... Primii pași trebuie să... asta, anticorupția trebuie să lucreze. Să lucreze. Nu să facă față că lucrează, dar să lucreze. Nu așa, l-a aninat pe unul și ce am observat, uite, l-au prins, e corupt, e încolo, încoace, nu-i arată fața. Arătați-i fața, să vadă lumea de cine se feriască, de cine se fugă. Mulți din cei care au dosare penale, au fugit din țară, spun că vor reveni unii dintre ei. Credeți că e posibil revenirea în politică? Cui? Lu Platon, Răzor? Care politică? Plânge pe dingioară numărul 13, plânge după dinșii. Îi așteaptă. Dar eu nu înțeleg una. Cum așa? Uitați-vă, pe Platon, i-au dat drumul. Pe urmă l-au, zicem așa, pe limba rusă, abivele mergând în roză. Cum așa se poate? Iaca asta e corupție. Cum așa? Să-i dai drumul, așa pe fel aș fi luat. L-a pus pe 7 ani, ori pe 8 ani. I-a dat drumul. Dar de ce? Iată că a fost cumpărat. Cumpărat aici care i-a dat drumul. Eu așa s-o cot. Pe lângă lupta cu corupția, ce probleme ar trebui de soluționat strigent astăzi? Eu s-o cot așa că Rusia n-ar să dă gaz, ar ne fi tare greu. Trece greu iarna? Da. Ieri, din cauza bombardamentelor, mai multe localități din țară a fost deconectată lumina. Aici la Criuleni ați avut lumină? Am avut. Dar credeți că am putea să asistăm la deconectări masive, cum era pe timpuri, prin anii 90? Prin 90, chiar prin 2000 a fost. A fost iarna scâncenie. Hai că eu, fără lumină, pot fără lumină. Dar nu dai Dumnezeu o naștere acolo, o operație, copștii de lumină. Pierdem omul. Pierdem bibelușul, pierdem mama. Credeți că ar trebui schimbați unii miniștri? Pentru că se vorbește săptămâna asta și mai mult despre lucrul acesta. Nu, eu să cot că... Nu. Spânul nu se descurcă.
Eu nu pot așa. După toate câte înțeleg eu. Până nu se poate descurca, Gavrilița nu se poate descurca. La momentul de față nu ne mai vedem viitorul Republica Moldova, pentru că deci, suntem într-o stare când practic totul a stagnat, și economie, și dezvoltare, și multe alte, deci, multe alte activități, domenii și așa mai departe. Eu fiind un om familiar cu doi copii mici, practic am luat decizia că timpul plecăm undeva în altă țară, undeva unde o să ne simțim acolo în siguranță, unde lucrurile sunt mai stabile și tot așa mai departe. Greutăți pe tot locul. Nu-i numai la noi, dar tot globul acesta. Trebuie să terpim, să... Vom trece cu bine iarna aceasta? Credem că da. Am văzut că ieșiți de la Merișor. Da. E mai ieftin aici sau...? Nu, și nu găsim în partea aceea, găsim aici producte, da. Da, pur și simplu tot acelea. Da. Nu, da. Pentru că ieșiți de la Merișor, credeți că Șor va fi adus pe mâinile justiției? Eu cred că trebuie de adus și trebuie de pus la pedeapsă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți, cum se descurcă cei de la guvernare cu criza energetică astăzi? Nu cred, nu știu, singură. Că nici n-ai încredere în nimeni și tot amăgesc și tot spune pe care cu părerile lor. Unul spune așa, altul spune altfel și nici nu știi pe care să-l crezi. Ați pierdut încrederea în toate forțele politice din țară? Da. Că ne gândim că cât atâta sărăcie și atâta nevoie și mai mult tău vină pe bombardamentele de la Ucraina, dar nu au grijă și din urmă că cât de puțin atâtea scumpieți și atâtea nevoie și sărăcie. Ce ar trebui să facă cei care sunt la putere ca să recăpătați această încredere în dumnealor? Eu cred că ar trebui să aibă mai multă grijă de populație și de bătrânii și de pensionieri ca să nu moară de foame și de frig, iarnă. Salariile sunt foarte mici și credem că n-a să ieșim cu una cu alta dintre așa nevoie și sărăcie. Văd că vă dau lacrimile și, din păcate, dau lacrimile la practic la mulți oameni cu care discutăm din stradă, cu care discutăm în stradă, ce ar trebui să... cum scăpăm de sărăcie? De la ce să pornim? Ce sfat aveți pentru cei care sunt astăzi la putere? Pentru că marea, nu știu, schimbare ar putea ei să o producă. Nu știu în ce măsură, cu un război aici în preajmă, e posibil de schimbări mari, dar totuși, ce vă doriți? Ce ar trebui să... Să și pe pace în lume și mai mult atenție către popor de la guvern și ca să ne facă, ca să ne putem hrăni și noi, să ne întreținem, să nu fim cu așa salarii mici și cu așa pensii mici. La voastră unde ați muncit toată viața? Eu am muncit pe deal, la spital aici în Creuleni și așa, au mai fost cazuri că am lucrat în alte părți și nu se plăteau analogurile astea cu asta, da. Impozitele și nu am mers în stajul de lucru și am ieșit la pensie cu 1.100 de lei. Acum nu de mult și cu așa salarii, cu așa pensii, eu cred că nu știm cum îmi trăie și cum o mai duc și mai departe. Vreau să vă întreb... Da. Guvernul știe, spune chiar că numai scumpiește, dar nu se gândește că noi n-a să avem ce mânca mâine pe mâine și cu cine încălză. Încă poate din iarna asta mai trece noi cum mai trece, încă nu toți, dar pe urmă nu știu ce îmi face. Le v-ați locuit la bloc sau la casă pe pământ? V-ați luat lemne cărbune? Nu. Că unii ne-au spus ca să ne scrim la lemnele pentru cărbuni, dar văd că nu-i niciun rezultat. Totuși îmi spun că nu se ajunge și noi de unde și... Deja e frig afară pentru că vedem că timpul... E frig, dar ce să facem? Ne mai îmbrăcăm, mai luăm câte o perechi de colțuni pe noi, câte o haină mai groasă și ne învălim și să ieșim de iarnă. Foc mult nu prea pe spate de făcut că nu-i de unde. Cum era odată, că
facem focul și ne deschidem ușile peste tot locul și era o căldură, că hai mă deschide ușa să mă ia căldura, dar acum n-as și așa. Vorbim despre Uniunea Europeană, despre calea Republicii Moldova de aderare. E drum lung, cale lungă până atunci, până la un nivel de trai european? Eu cred că e foarte lung și noi n-a să ajungem până la vremea aceea. Dar generația mea? Poate e încă generația care e mai tânără, da, dar noi nu. Da, noi avem și parlament, avem și președinte, avem și guvern. Se descurcă bine parlamentarii, să le luăm pe rând. Până și da. Ce de la guvern? Aia, se descurcă, dar ar trebui încă să mai... Unde șchiopătăm? Pe mine mi-e greu spun unde șchiopătăm, mai cred că să găsim soluții de rezolvare a problemei cu energie electrică mai eficiente decât care sunt acum. Hai mă scuzați, mă plecat. Очень плохо. Вот мы сейчас боимся, как только придут. Вот обещают дрова, ничего не слышно пенсионерам. Мне 72 года, вот, вышла на пенсию. И вроде обещали дров, все хорошо будет, не переживайте. По телевизору каждый день объявляют, люди добрые, не бойтесь, мы все сделаем, все будет хорошо. Но вот уже ноябрь, я уже полмесяца топлю печку в доме, дров нету. Газ дорогой, я не знаю, что будем делать. Bună ziua! Poate eu suntem în ospiție la Criuleni, discutând despre situația din țară. Cum e situația în țară astăzi? Da, păi e... De la și sunteți? La TV? A, televiziune. La TV8. Și doriți? Discutăm cu oamenii din Criuleni. Astăzi la Criuleni suntem în ospeție, despre drumul pe care l-a ales Republica Moldova, despre criza energetică și nu doar. Dumneavoastră v-ați pregătit pentru iarnă și dacă da, cum? Da, ne-am pregătit, dar prea scump noi am dat lemnișoarele, 1600 scladometru cam nu merge. Ne-a promis ea ca primăria să ne aducă, să ne dăi la pensionari, să ne dăi mai ieftin, cu un preț mai redus. Și a rămas numai cu asta, cu promisiunile. Totuși ar trebui luate oarecare măsuri. Dacă promiți la om, eu înțeleg așa. Eu dacă am promis ea ca de o pildă singură și ceva, eu trebuie să îndeplinesc asta, așa am promis. Dar ei nu îndeplinesc. E, de-a cătării, eu spun corect că la noi primarul nu-i jovat și ne dă de trebuie de... la... Chișneu, să bat capul Maia Sandu, acolo secretari, tăiți, aici, ia, nu așa, că promitem. Lasă mai ieftinească gazul, mai ieftinească lumina, că-i scumpieti mari. Faceți economia cum la lumină? Dar și folos că eu o fac la lumină, hai că eu, ia că am aprins-o de o pildă și am mâncat și o stâng și mă pun șed, am o lanternă și cu lanterna aceea șed, de nevoie. Că trebuie să economim și lumină și gaz, dar asta economie nu trebuie și bă. Și oricât, măcar să o ieftinească mai puțin și unii s-au mai ajuns și 30 de lei kilo, asta, cubul de gaz. Și e vorba că amâia la Mântuitul Noiembrie să mai scumpească lumina să ajungă la 10 lei. Asta nu-i bun. Nu. Eu nici într-o ramcă nu întâlnesc lucrul ăsta. Și lasă ea că, dar fiindcă ați venit, fotografiați, peridați pe televizor, peridați, lasă să audă lumea tătă vorbele mele. Cu asta eu termin. Ca în Europa. Poftim? Ca în Europa. Ca în Europa, spuneți. Bună ziua. Bună ziua. Pentru că strigați ca în Europa, Europa e aproape de Republica Moldova sau nu prea? Geografic, noi toți suntem în Moldova, în Europa, da. Ca tehnologii ca toate acelea, Europa e departe, noi suntem și mai departe. Cum ajungem? Cum scurtăm din drum? Nici ca acum. Dacă vreți adevăr, așa cum îl înțeleg eu, da. Eu nu socot că noi trebuie în Europa. Fiindcă ce se face în ziua de azi în Europa, nu se face în sprebinile omului. Se face tot în sprebinile oligarhilor, a bogătașilor. Dar eu nu odată analizez, stau și mă uit în internet datoriile de stat a diferitor țări.
și nu numai a Statelor Unite sau a Germaniei, sau, nu, în general, dar anume a statelor care au aderat la Uniunea Europeană. Dacă să vorbim despre România, am stat și am găsit că până de la împușcarea lui Ceaușescu și a Ileniei și a lui Nicolae, din decembrie 89 până la aderarea la Uniunea Europeană, au acumulat 42 de miliarde de dolari de datorii de stat. Dar de la momentul aderării și până ziua de azi, au de-amu 238 de miliarde de dolari datorii de stat. Și eu nu socot că înmulțirea datoriilor, acumularea datoriilor de stat, asta e prosperare a României. Și eu le zic la toți, uitați-vă, oameni buni, căutați, arătați măcar o țară, nu mai vorbim de cei săraci, arătați o țară care, aderând la Uniunea Europeană, au devenit bogate, au devenit prospere. Toate s-au umplut de datorii. De altă parte, asistăm în Republica Moldova, mergem pe drumuri făcuți din banii europeni, afaceri cu sprijinul european și multe alte lucruri frumoase care s-au făcut pe banii europenilor. Cine, în afară de Uniunea Europeană, este astăzi prieten cu Republica Moldova? Dacă spuneți că cu bani europeni, trebuie să recunoaștem că aceștia nu sunt bani, mă rog, mai sunt granturi, granturile tot se dau sub anumite condiții. Știi toată lumea că nu se dau așa, pur și simplu, referitor la granturi. Referitor la celelalte lucruri care se fac, trebuie să recunoaștem că acestea sunt credite pe care noi trebuie să le achităm. Până a venit la putere Maia Sandu cu Partidul PAS, Moldova, în timp de 30 de ani, au acumulat datorii de stat 4 miliarde și 800 de milioane. Dar acum noi avem 11 miliarde datorii de stat. S-o cutiți că asta e binefacere? Noi trăim pe datorie. Asta nu că e o greșeală, sau mai știu cum, dar eu s-o cut că e o crimă împotriva generațiilor viitoare, care încă nu s-au născut pe lumea asta, care încă nu au văzut lumina zilei, dar ei trebuie să achite datoriile pe care le face țara Moldovei în ziua de azi. În toată lumea, sectoarele agrare sunt susținute de alte sectoare economiei naționale. Noi alte sectoare agrare a economiei naționale nu prea avem, de bază era sectorul agrar, dar în ziua de azi mai erau și alții, zicem, de industrie ușoară, industrie grea, mai era, făceam tractoare, făceam televizoare, făceam multe lucruri. Am nu mai face nimic, nu mai produce, face ceva așa, măruță așa, în comparație cu vremurile cele sovietice. Dar mult de ori și nu mai poate să existe ca un apendix agrar a altui stat mai puternic dezvoltat. Și deoarece țara Moldova nu are resurse energetice, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem. Și nu numai noi, depinde toată Europa, depinde de Rusia, de resurse energetice, și de gaz, și de produse petroliere. Și eu socot că nu trebuie să scuipăm tot ce a făcut, a întrebat socialiști, ce a făcut socialiști, s-a stăruit în măsura posibilităților să afle relații, că da, și Maia Sandu, când a venit la pierd, tot o zis că am să fim prieteni și cu Vestul și cu Vestul, dar domn tot așa o ținut. Și eu putut, eu nu știu, și eu putut să fac cu Vestul, dar în orice caz cu Vestul a făcut, că el murdăreau toți în fel și chip, îi spun că el se duce și, mă rog, să îngenunchea, să închina în fața lui Putin. Asta nu în fața lui Putin, eu le spun, băi, și te face al mare cât era de mare, tot el se închina și în fața ungurilor și în fața polonezilor, când era nevoie. Așa și o țară săracă, numai decât ei trebuie să vrei, nu vrei, trebuie să ne închinăm. Iată, domnul spunea că fără mergea alături de noi, fără Rusia, nu avem încotro. Dumneavoastră, ce opinii aveți? Fără de Rusia e mai bine. Așa s-o cot. Deoarece cum ar fi, frate, de brânză cu bani. Trebuie să trăim, să fim greu, dar trebuie mărți înainte. Așa eu s-o cot. Care e calea corectă a Republicii Moldova? Calea corectă, încolo. Unde sunt copii, unde sunt femei care lucrează și ne țin pe noi. Ești mai în vârstă. Așa că... Da, numai decât. Europa. Europa, eu am spus acolo, n-am spus acolo. Da, în deaură. Cum se descurcă cei de la putere astăzi, guvernarea PAS? Noi îți deși mulțumesc că ei ies la putere. PAS? Da. Deoarece nu fost ei, nu era Europa. Și nu ne dau așa atâția bani pe care noi îi vedem. Da, îi vedem. Unii des, de unii des. Noi știm doar cu patlagica noastră poate noi să merge. Și de atât ne ajută. Dacă nu ne-ar ajuta, s-au fost alții care voi crezi că a două puteri care s-au făcut. Nu era asta și... V-am spus, mai strângem cureaua, mai pune o cățuț de colțon pe lână, dar trebuie să mai scurt taiu
este așa un cuvânt, că să mori în picioare, dar nu în genunchi. Vorbiți rus, Ion, român, mi le descurcă. Nu, no, eu română nu înțeleg, eu înțeleg numai moldovenești. Dumneavoastră moldovenești, eu în român. Știu, doamnă. Dar sunteți în Transnistria? Din Moldova. Pentru că văd că stați lângă o mașină cu numărul Transnistriene, de aia așa vă întreb, din regiunea Transnistria. Da, da. Cum acolo, cum cu energie electrică? Aveți lumină, n-aveți, se deconectează, nu? Ca la voi. La noi ca la voi. Este lumină, este gaz, tot este. La noi tot este lumină și gaz, doar că noi plătim cu mult mai scump ca dumneavoastră cei din regiunea Transnistria. Da, eu nu știu cât noi plătim, precis. Cresc. E atât de ieftin când nici nu vă bate la buzunar. Nu, femeia... платят. Не дают газ, не дают. Брали раньше у русских, как бы устраивало и всех, и цена, и вас, и нас, как бы. Сейчас у нас не устраивает цена. Ну, потому что вы уже у русских не берете газ. De la Chișină suntem, la Criuleni. Cum e viața la Criuleni? E. Noi lucrăm la judecătărie ca dvornic afară. Noi am ajuns în Brâsa, seama că mai lucrăm. Că am o pensie de 2200, azi, nu se ajunge în timpul de față. Și de-am socot că să facem și ne ducem psihotare undeva. Am copii acolo, știi. Vă gândiți plecați psihotare? Da, că părinții, asta, fata, băietul, zici, tata, vine acolo, ești de pierzi la Moldova. Unde-ți plecați copiii dumneavoastră? În Italia. Ambii? Da. Doi copii aveți? Trei am. Toți plecați? La Italia și fata și băietul și norme și nepoata. Numai dumneavoastră în Criuri? Numai eu aici, da. Ce v-a lăsat? Ce v-a determinat să rămâniți acasă? Dragostea de țară, de casă, de baștină? De ce nu vă duc? Baștină, dar cum? Că înainte era bine de trăit, dar în timpul de față e greu tare. Câți ani aveți dacă nu e secret? Ce-ai spus? Câți ani aveți dacă nu e secret? Eu 73. La 73 de ani, după o viață trăită aici, la Creuleni, vă gândiți să plecați în Italia? Da, 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 așa mă gândesc, da. Fiindcă aici n-are și nimic de îngrijire, în timpul de față. Mai pot să-mi dai picioare, dar dacă Doamne vede, stai la pat și nu stai ajute. Dacă ar fi copii aici, în Creuleni, sau în țară, Republica Moldova, v-ați duce în Italia? Nu mă mai duc, dacă și bine, apoi nu m-aș duce, dar mă duc de nevoie după copii.